Dacă aveți la voi Sfânta Scriptură, vă rog să o deschideți împreună cu mine în Faptele Apostolilor, capitolul 20, să citim de la versetul 13 până la versetul 16. Accentul o să fie pus în mod special pe versetul 16, dar vreau să găsim puțin contextul acestei afirmații. Faptele Apostolilor, capitolul 20, începând cu versetul 13. Foșnetul asurzitor al Sfintelor Scripturi de la Serile Tineret este întotdeauna ceva binecunoscut. Dar probabil că sunteți generația aceasta a tehnologiei și aveți Scriptura pe device-urile voastre. Vă rog să o folosiți cu mențiunea specifică că e interzis pe TikTok, pe Facebook, decât atunci când se va termina programul. Bun, spune aici Pavel în felul următor, cineva din echipa lui misionară: noi am venit înainte lui Pavel la corabie și am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou, pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie și ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare și a doua zi am ajuns în fața insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit în Troglion și a doua zi am venit la Milet. Și spun încă o dată, accentul vreau să cadă pe versetul 16. Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se mai oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea că dacă îi va fi cu putință să fie în Ierusalim în ziua cincizecimii. Amin. Înainte să vă reașezați în prezența lui Dumnezeu, aș vrea să-i spui celui de lângă tine să-l salut, să o salut și să-i spui: nu-ți mai pierde vremea. Ok. Văd că ați fost foarte eficienți. Acum, băieților, vreau să vă spun ceva. Era un moment extraordinar de bun să-i fi spus ei, pe care deja ai vizat-o de ceva timp: nu-ți mai pierde vremea acolo, sunt aici. Sunt în casa Domnului. Domnul poate să facă minuni. Dacă n-ați făcut-o acum, v-am dat o idee la final, când probabil o să serviți ceva aici care să vă îndulcească. Domnul să vă binecuvânteze. Bun. Nu-mi place prea mult să lucrez cu scenarii ipotetice, dar aș vrea să vă aduc în fața unuia dintre ele. Să presupunem, bineînțeles, este doar un scenariu, dar sunt situații care pur și simplu au fost cazuri adevărate. Dacă ai ști sigur că mai ai de trăit 24 de ore doar, dacă ai fi sigur, dacă ai ști 100% că mai e de trăit 24 de ore, vreau să te întreb, ai schimbat ceva în viața ta? Ar fi lucruri pe care le-ai schimba? Ar fi lucruri din rutina ta, din agenda ta pe care le face diferit? Ai lăsat anumite lucruri și te-ai focusat pe altele? Pentru că noi de foarte multe ori, dragii mei, știm că viața e imprevizibilă și auzim în fiecare zi la biserică, dacă venim sau când citim Scriptura, sau auzim despre faptul că viața este imprevizibilă și că nimeni nu știe ce va fi mâine. Și cu toate acestea continuăm de cele mai multe ori să ne trăim viața în aceleași sfinte obiceiuri. Dacă ar fi să mai trăiești doar 24 de ore, gândește-te bine ce ai schimba în viața ta. Cu siguranță că unul dintre lucrurile pe care le-am schimbat fiecare ar fi să nu ne mai pierdem vremea pe lucruri de nimic. Cu siguranță că în agenda noastră s-ar schimba probabil toate prioritățile. Nu o să uit niciodată ce mi-a zis un frate în urmă cu câțiva ani de zile și mi-a zis: frate Dorel, medicii mi-au mai dat 3 luni de viață. Și dacă am înțeles o lecție mare dintre toate, este că va trebui să-mi schimb toată agenda. Mai am de trăit doar 3 luni de viață și așa a fost. A murit la 43 de ani. Și omul acesta în aceste 3 luni de zile a trăit total și radical diferit decât a trăit 43 de ani înainte.
De ce? Pentru că, dragii mei, în fața finalului vieții, în fața unui stâlp care este sfârșitul unei vieți, ne dăm seama că trebuie să ne schimbăm anumite priorități. Să gestionăm diferit anumite lucruri, relații, dacă vreți, dar cel mai mult să ne schimbăm modul în care gestionăm timpul. Apostolul Pavel, dragii mei, este omul care o mare parte a vieții a mers pe contrasens cu Dumnezeu și a pierdut timpul făcând lucruri pe care îl credea că sunt bune, prigonind, de exemplu, biserica, luptându-se să nimicească biserica. Dar la un moment dat se întâlnește cu Iisus Hristos pe drumul Damascului și din momentul acela Apostolul Pavel intră într-o cursă, aș spune, de 100 de metri, dar care devine un fel de maraton permanent al vieții lui. Spun 100 de metri în modul intens în care începe să răscumpere vremea. Apostolul Pavel, din punct de vedere cronologic, este ultimul apostol întors la Dumnezeu, cronologic vorbind. Și cu toate acestea, din punctul de vedere al realizărilor spirituale, este cel dintâi. De ce? Pentru că omul acesta a înțeles că are de recuperat, că are de recuperat un anumit timp pe care l-a pierdut în viață, mergând pe contrasens cu Dumnezeu. O spune chiar el în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 9, că eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli, nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și auziți ce spune el, și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Apostolul Pavel, repet, cronologic vorbind, este ultimul apostol dintre toți din cercul apostolic întors la Dumnezeu. Dar, dragii mei, este cel care realizează cel mai mult. Acum, faptele apostolilor, în general, cartea Faptele Apostolilor, prezintă istoria bisericii, modul în care se naște biserica și se extinde. Dar, dragii mei, în ceea ce privește prezența Apostolului Pavel în această carte, eu nu văd doar un jurnal de misiune. Foarte mulți au spus, Faptele Apostolilor este, dacă vreți, printre altele, un jurnal de misiune. Ne arată cum a misionat Pavel, cum au misionat apostolii. Dar, dragii mei, când mă uit la Pavel, când mă uit la ceea ce face Pavel, în faptele relatate aici, în această carte despre activitatea lui misionară, eu văd nu doar un, dacă veți, un jurnal de misiune, eu văd aici în fapte, în mod special și în capitolul 20 și nu numai, un jurnal de gestiune a timpului. Nu doar un jurnal de misiune, ci un jurnal de gestiune a timpului. Pavel, învăț de la Pavel, dragii mei, cum trebuie să gestionez timpul. Pentru că, dragii mei, timpul este irreversibil, timpul este prețios și marea problemă este, dragii mei, că noi avem tendința naturală în noi, umană vorbind, să-l risipim și să-l pierdem. Am venit cu acest titlu înaintea voastră și spun în mod special pentru că asta e caracteristic tinerilor, care cred că au foarte mult timp în față și își permit luxul de a-și risipi. Consider că pentru studenți și nu numai, pentru cei care sunteți, dacă vreți, la început de viață, este cea mai mare risipă și anume timpul. Timpul, dragii mei, poate să fie pentru noi cea mai mare risipă. De aceea îndemnul pentru voi, pentru mine, bineînțeles, în același timp, în seara asta, este să nu-ți mai pierzi vremea. Nu mai risipi timpul pentru că e așa de prețios și probabil că nu o să înțelegi decât atunci când o să fii în fața finalului lui pe acest pământ. Timpul e acordat de Dumnezeu. Dar, dragii mei, ca să nu ne pierdem vremea, ca să nu ne risipim vremea, vreau să ne uităm la câteva lucruri în această seară și anume, primul aspect pe care vreau să subliniez, trebuie să observi și să observăm în seara aceasta anumite lucruri foarte importante când este vorba despre timp. Trebuie să observăm niște lucruri. Știu, s-ar putea mesajul ăsta nu să fie neapărat un mesaj motivațional, prea mult încărcat, să zic, așa, cu chestii motivaționale. Nu e un text narrativ neapărat din care o să plângem foarte tare la final. Dar ceea ce vreau să vă spun, dragii mei, că e atât de serios subiectul ăsta, încât mi-am permis luxul ca în această seară să risc chiar, plictisindu-vă poate pe unii, făcând pe unii să dormiți, dar probabil reușind și mă rog lui Dumnezeu să vă trezesc pe unii din voi. Să nu vă mai pierdeți vremea. Să nu vă mai pierdeți vremea. Și ca să nu-ți pierzi vremea, ascultă-mă, trebuie să observi anumite lucruri foarte importante. Dragii mei, timpul, în primul rând, vreau să vă spun ceva, nu e o chestiune doar cronologică. Înainte de a fi o chestie de cronologie, timpul e o chestie de teologie.
Timpul are valoare nu doar cronologică, ascultă-mă ce spun, mai presus de cronologie, timpul are valoare teologică. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, capitolul 1, cu versetul 4, în felul următor, Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Prima zi din istoria omenirii. Prima zi din istoria Universului. Dumnezeu, dragii mei, este Cel care creează timpul. Și înainte de a fi o chestie de cronologie, de a ține înșiruirea luni, ani, decade, secole, milenii, în primul rând vreau să vă spun ceva, timpul este o chestie teologică. Și de-aia e foarte important să înțelegi aspectul acesta. Da, este și o chestie de cronologie timpul. Pentru că în Psalmul 90 cu 12, cuvântul lui Dumnezeu spune, învață-ne ce să facem. Învață-ne și Dumnezeu ne spune și ne îndeamnă și în această seară, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Învață-ne să numărăm bine zilele, pentru că, dragii mei, ca să căpătăm, spune acolo, o inimă înțeleaptă, să avem înțelepciune, să știm cum să gestionăm timpul. Dar nu uitați, timpul este o chestie, în primul rând, teologică și mai apoi cronologică. Dar știți care e problema societății? Știți care este problema generațiilor noastre? Este că noi am inversat lucrurile. Pentru noi, în primul rând, timpul e o chestie de cronologie și, eventual, după aceea, o chestie teologică. Noi nu dăm o semnificație timpului teologică, ci doar una cronologică. O mai trecut o zi. O mai trecut o săptămână, o mai trecut un an cu 2, 5, 10 restanțe, o mai trecut 2 ani, sănătoși să fim. A mai trecut timpul. Dar timpul, dragii mei, are o valoare, ascultați-mă, teologică. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni capitolul 2 cu versetul 10, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos, ăsta este scopul nostru pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblăm în ele. Vreau să spun ceva, tu umbli în planul lui Dumnezeu sau umbli în planurile tale? Că dacă nu umbli în planul lui Dumnezeu, dacă viața ta nu este ancorată, dacă viața ta nu este pusă în planul lui Dumnezeu, tu pierzi vremea. Tu pierzi timpul, indiferent de carieră, indiferent de job, indiferent de tot ceea ce faci, dacă nu umbli în planul lui Dumnezeu, ascultă-mă ce spun, îți pierzi vremea. Și este o risipă teribilă. În Noul Testament, dragii mei, știu, aici e momentul în care risc să vă pierd cu totul lui. Nu-i vorba de limba greacă, dar ascultați-mă, în limba greacă în care a fost scris Noul Testament, există două cuvinte pentru timp, Cronos și Kairos. Cronosul, dragii mei, e timpul ăla segmentat, timpul cronometat, secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni, ani. Dar există, apare în Noul Testament un alt cuvânt pentru timp, care este timpul Kairos. Ce înseamnă timpul Kairos? Înseamnă întinderea și profunzimea timpului bogat în experiența lui Dumnezeu, în prezența lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu. Dați-mi voi să vă dau un exemplu din Scriptură. Marcu 1 cu 15. Iisus Hristos, la debutul lucrării lui mesianice, spune, s-a împlinit. Ce? S-a împlinit Kairosul, s-a împlinit vremea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Luca 19 cu 42, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii din mijlocul tău și nu vor lăsa să întine piatră pe piatră pentru că n-ai cunoscut Kairosul, adică timpul când ai fost cercetat. Dragii mei, în seara aceasta am ferma convingere că Dumnezeu nu ne dă un timp Kairos, de la neapărat cronologic, că poate o să mai avem încă o zi, două, patru, 20 de ani. În seara aceasta aici, Dumnezeu îți oferă un timp, ascultă-mă ce spun, de tip Kairos, pentru că e foarte important să înțelegi că aici Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu tine. Aici, în fereastra aceasta de timp, Dumnezeu vrea să-ți vorbească. Aici Dumnezeu vrea să te resusciteze spiritual. Aici Dumnezeu vrea să spună ceva și anume să schimbi probabil direcția, să nu-ți mai pierzi timpul, să nu-ți mai risipești zilele, pentru că e foarte important să prețuiești ceea ce Dumnezeu ți-a dat, pentru că timpul e irreversibil. Timpul, dragii mei, este și unitatea de măsură a vieții. Noi percepem trei timpuri, trecut, prezent și viitor. Spunea cineva, ieri este istorie, mâine este un mister, azi este un dar. Ieri e istorie, mâine e un mister, o enigmă, azi e un dar. Ce faci cu darul ăsta? C.S. Lewis, unul dintre marile minți luminate ale secolului trecut, spunea în felul următor, știți ce este prezentul? Poate cea mai frumoasă definiție a timpului prezent.
Omul ăsta spunea felul următor: prezentul este acel punct anume în care timpul întâlnește eternitatea. De aceea diavolul vrea să facă un lucru în mod insistent, să ne fure prezentul. Diavolul, știți că e mincinos, știți că fură foarte mult, dar dacă preferă, dacă adoră să fure ceva, vrea să vă fure timpul și vrea să ne fure timpul. Diavolul vrea să-ți fure timpul, știi de ce? Să-ți fure prezentul. Pentru că dacă îți fură prezentul, te va face, sunt foarte mulți care trăiesc în trecut. Există foarte mulți oameni care trăiesc din amintiri. Bă, ce tare eram odată, bă, ce mă rugam odată, ce puternic. Acum nu, dar eram tare, să știi, frate, am fost tare. Eu citeam 10 capitole pe zi din Biblie, eu am fost botezat cu Duhul Sfânt, eu mergeam în misiune. Eram, dar nu mai sunt. Și sunt foarte mulți oameni care trăiesc în trecut, pentru că diavolul ți-a furat prezentul. Pe alții, diavolul, ascultați-mă, știți cum îi amăgește, știți cum le fură prezentul? Dându-le iluzia, bă, mâine o să faci ceva. Întotdeauna o să fie mâine. Unii se hrănesc cu iluzii despre viitor, alții cu amintiri din trecut, dar îți fură prezentul. Are Chris o cântare pe care vreau să-și cântăm la final, a cărui una dintre strofe spune: ne mințim zi de zi că am fost, că vom fi și uităm mult prea des ce să mai fim aici acum. În clipa asta, în cadrul ăsta, Dumnezeu îți vorbește. Ce faci? Las cu Santi mâine. Mi-aduc aminte, Doamne, ce fain a fost acum 20 de ani. Este un prim aspect pe care vreau să înțelegi timpul. Apoi, al doilea lucru, ca să nu-ți pierzi timpul, să nu-ți risipești vremea, ascultă-mă, trebuie să te oprești din anumite lucruri care te fac să-ți pierzi vremea. Oprește-te din acele lucruri care te fac pur și simplu să-ți pierzi timpul. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 16, Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, unde înainte a stat 3 ani de zile, fără să se mai oprească aici, ca ce? Să nu-și piardă vremea în Asia. Era bine să meargă în Asia, 100%, era fain să meargă la Efes, să-i vadă pe ea din nou, cum să nu? Dar Pavel zice, dacă mă duc acum încă o dată, eu risipă de timp, eu îmi pierd timpul. Eu trebuie să ajung la Ierusalim. Vreau să te întreb ceva, între Efes și Ierusalimul vieții tale, tu unde ești? Unde te duci? Pentru că Pavel realizează că dacă se duce la Efes, își pierde vremea. Tu oare realizezi că dacă continui să faci aceleași lucruri în fiecare zi, îți pierzi timpul? De-aia trebuie să înțelegem azi, dragii mei, că trebuie să ne oprim de anumite lucruri care ne fac să ne pierdem timpul. Am pentru dumneavoastră niște studii, că eu cred că sunt foarte importante, cifrele eu vorbă, nu mint. Cei de la media, de la proiecție, vă rog să mă ajutați cu primul slide, pentru că vreau să citim ceva, da? Acum vă rog să fiți atenți. Există un studiu, da? Speranța medie de viață în Occident e 78 de ani, la noi... Până noi ne-au furat tot timpul, noi avem mai puțin cu 4 ani. La noi se trăiește speranța medie de viață 74 de ani. Bun, un om în medie, fiți atenți, să zicem la 78 de ani sunt niște calcule. 28,3 ani dormind. Din care au zis 7 îi consumă încercând să adormă. Asta e și mai greu câteodată. Mai ales când ți-o răspuns la mesaje, ai trimis, ai dat poze, nici un like, nici nimic, nu mai dormi. După aia, 10 ani și 10,5 ani auziți muncind. 9 ani la televizor, la telefon, pe rețele de socializare. 4 ani mâncând. Poftă bună. 3,5 ani efectiv procesul de a studia, de a învăța. Astea sunt medii ponderate, da? Aici cred că în România au greșit, la noi trebuia să fie 10 ani la shopping. Da? 2,5 ani la cumpărături. Un an și jumătate îngrijind, un an și 5 luni îngrijind copiii, un an și 3 luni, voi în Timișoara mai mult, că aici e trafic infernal. Dar fiți atenți încă o chestie, 80 de ore pe an, fiți atenți pe ce pierdem. Unde mi-am pus cheile? Nu știu. Îți la tine în buzunar, dar nu mai știu unde le pui. 80 de ore pe an, așa numai ce m-am gândit, căutând lucruri pe care le-am pus într-un loc greșit, telefon, cheie, ochelari,
A fost un caz celebru la noi în Bihor. În urmă cu vreo 3 ani de zile au venit din Italia un soț cu soție în vacanță în România. O stat 3 săptămâni și au făcut proviziile, murături, tot ce a trebuit, s-au urcat în mașină și au plecat. O trecut granița la Borș, au ajuns la Debrețin și omul nostru s-a pus să alimenteze la un benzinărie, la un mall. O alimentat frumos, era noapte, că o zis merge să nu fie aglomerat. Și-a condus omul. O oră, două, trei, patru, cinci, șase ore jumate, i-a ajuns în Slovenia, era pe lângă Ljubljana. Și la un moment dat a zis, nevastă, te rog frumos, zice, dă-mi apa aia de acolo din spate. Și nu auză nimic, mă, asta doarme. Draga mea, te rog frumos, acum dă-mi apa aia, zice, că să nu mai opresc. Și nu auză nimic. Și dintr-o dată s-a întors și s-a speriat că nu a văzut pe nimeni. Aoleo, bă, ce-am făcut? O tras pe dreapta, o pus pe avarii. Mi-am uitat nevasta mol în Ungaria, într-un peco. După 7 ore aproape și-o dat seama că și-o uita nevasta. Problema era că era telefonul, toate hainele ei, toate erau în mașină. Noi, omul nostru s-a întors înapoi 7 ore aproape, până la Debrețin. O găsit-o. Ziaristul spunea că a urmărit subiectul că a găsit-o. Nu ne spune ce o zis ea după aia, asta nu mai știm. Cu siguranță, dragul meu, nu-i nimic, m-ai uitat. Se putea întâmpla și altă dată, nu? Dar ce vreau să vă spun, dragii mei, gândiți-vă numai aici, da? Structurându-ne viața. Și ascultați-mă, astea nu sunt făcute la plezneală, de cineva le-a făcut așa, hai să... Nu. Efectiv, gândiți-vă la un mod de structurat timpul. Bun. Hai să ne mai uităm la un alt studiu. Al doilea slide, te rog tare mult, ajută-mă. Bun. Din alte studii, da? Fiți atenți. Aici ai. Frate Dorel, alea au fost pentru... Verificăm telefonul, fiți atenți. Odată la... De când am început predica unii de 20 de ori, că v-am văzut. Verificăm telefonul odată la 6,5 minute, adică de 150 de ori în 16 ori în care suntem, nu dormim, dar suntem activi. De 150 de ori pe zi, în medie, verificăm telefonul. V-ați dat seama asta? Asta e pierdere de timp. 11 ore pe zi, fiți atenți, spun alte studii, interacționând cu device-uri, dispozitive, TV, telefoane și alte, da? Nu, fiți atenți, pe mine asta m-a șocat și mai tare, că sunt părinte. Un copil născut în urmă cu 7 ani, în generația noastră, în vremea asta, un copil născut în urmă cu 7 ani, deja a petrecut, atenție, un copil de 7 ani a petrecut un an deja, cumulat în fața televizorului, internetului, calculatorului, YouTube-ului. Un an de zile din 7 deja. Și lucrurile merg, din păcate, într-o progresie nedorită. Apoi, mai există... Dă-mi, te rog, și al treilea slide, pentru că e foarte important. Fiți atenți, asta e și mai important. În viața unui om sunt în medie aproape 9 ani decisivi. În viața unui om, medie 78 de ani, da? Ceva în genul se pune. În viața unui om sunt în medie aproape 9 ani în care trebuie să luăm decizii din care sunt multe extraordinar de importante. Fii atent, dacă ai 20 de ani, deci sunt 9 ani esențiali în care luăm decizii în viață, cumulat. Dacă ai 20 de ani, deja ai consumat un sfert din aia nouă. Un sfert deja s-a dus, la 20 de ani. Dacă ai 40 de ani, pe acolo unde mă apropiu eu, ai consumat deja jumătate din cei 9 ani decizionale vieții. Dacă ai 60, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Deja e mai puțin. Și ce spun toate astea? Că ne putem pierde timpul dacă nu-l gestionăm corect. Știți cum putem să ne pierdem timpul? De exemplu, dacă stai într-un loc mai mult decât vrea Dumnezeu. Pavel, vreau să vă gândiți, zice Biblia, că a stat 3 ani la Efes, fapte 20 cu 31. De aceea a zis Pavel, eu am stat 3 ani la Efes, n-are rost să mă mai duc încă o dată acolo. E o biserică deja plantată, sunt lideri puși acolo. Dacă eu mă duc, da, mi-ar place să mă duc să văd lucrarea, să mă aplaude frații, să mă primească cu flori, știu eu, capi un oaspete de seamă. Dar a zis Pavel, eu dacă mă duc la Efes, eu pierd timpul. Tu realizezi oare că există locuri în care stai, relații în care stai, anturaj în care stai, în care de fapt, ascultă-mă ce spun, tot ce faci este să-ți pierzi timpul.
Dacă, ascultă-mă, ești într-o anumită relație, te-o curtat și, dar încă tu vezi că după un an și ceva, el nu-i hotărât, nu știe ce face, bă, vrea sau nu vrea, dar tot aștept și tot speri. Ascultă-mă, poate să treacă încă un an, încă doi, încă trei și să realizezi că după aia că ți-ai pierdut 4 ani din viață și poate ani extraordinar de frumoși. Am întâlnit, ascultați-mă, atât de mulți tineri la consiliere care îi spun, frate Dorel, îmi pare rău că în vremea facultății mi-am risipit 2 ani, spunea cineva, mi-am pierdut într-o relație în care am înțeles după 2 ani, deși trebuia să știu din prima lună că nu-i pentru mine, dar mi-am pierdut cei mai important și creativ 2 ani din facultate și îmi pare rău că nici profesional nu m-am realizat și nici emoțional. Când stai mai mult, ascultă-mă, într-un loc sau într-o relație decât vrea Dumnezeu, înțelege, e o pierdere de timp. Dacă stai mai apoi, ascultă-mă, și într-un loc cu oameni nepotriviți. Nu sta, ascultă-mă ce spun, nu sta într-un loc, într-un anturaj cu oameni care efectiv te stor de energie, te fac să-ți pierzi timpul, pentru că, ascultă-mă ce spun, e o pagubă. Îmi place foarte mult episodul ăla în care David îi trimis de taică-s-o pe câmpul de război în Valea Terebinților și David vine cu merinde de la taică-s-o, de la Isai Betleemitul și zice cuvântul lui Dumnezeu că David se interesează, bă, ce aici? Păi o zis împăratul Saul că dacă cineva se luptă cu Goliat, o să-i dea fica de soție, îi dă nu știu cât avere, îl scutește de anav, de taxe, bă, serios. Și zice Biblia că a venit Eliab, frate-s-o la el. Și fiți atenți și spune Eliab, 1 Samuel 17:28, Eliab, fratele lui cel mai mare, care l-a auzise vorbind cu oamenii aceștia, s-a aprins de mânie împotriva lui David și a zis, pentru ce te-ai coborât tu și cui ai lăsat acele puține oi în pustie? O, îți cunosc eu, zice, mândria și răutatea inimii, te-ai coborât să vezi lupta. Fiți atenți ce face David. Ce străbă, mă? Cu mine vorbești așa? În loc să înceapă David, da mă, tu ești mare viteaz, n-am ce zice, tremurați toți așa în fața lui Goliat. Și ce-mi place în atitudinea lui David? David nu stă la discuții, nu stă la explicat, nu stă să justifice prezența înaintea lui fratele său Eliab. Și ce face? Îmi place foarte mult expresia asta. David a răspuns, ce-am făcut eu oare? Nu pot să vorbesc altfel. Și zice Biblia, și s-a întors de la el ca să vorbească cu altul. Există oameni cu care dacă intri pe contre în discuții, nu se mai termină 2 ani de zile. Îți pierzi timpul. Nu vreau să vă spun de câte ori m-am mâncat degetele să intru și o să comentez acum pe evenimentele astea. Știți? Hai să intru și o dau și am citit acolo, bă, dacă îi dau argumentul ăsta, l-am terminat. Și totuși, Duhul lui Dumnezeu spune, și ce rezolvi? Să schimbă? Nu. Nu-ți pierde timpul. Însă atâția oameni, ascultă-mă, care nu trebuie să te justifici toată ziua, nu trebuie să... Tu nu înțelegi că unii vor numai ceartă, numai harță, numai cancanuri, numai chestii care să-ți faci să-ți pierzi timpul prețios dat de Dumnezeu. Și în loc să te lupți cu Goliat, în loc să te duci să intri în planul lui Dumnezeu, și ce facem noi cei mai mulți? Și de ce mulți nu intră în chemare? În loc să ne luptăm cu Goliat, unde ne trimite Dumnezeu, noi ne oprim să ne certăm cu Eliab. Și ce înseamnă asta? Pierdere de timp. Pierderea țelului nostru în slujire. Mi-a plăcut ce a spus un pastor extraordinar de fain citatul ăsta. Dați-mi voie să vă spun că pentru mine l-am asumat. Dacă nu lași, ascultă-mă, spunea el, dacă nu vei lăsa să plece oamenii greșiți din viața ta, nu vei întâlni niciodată oamenii potriviți. M-ați înțeles? Fetelor, nu-i de la Domnul și tu știi bine, dar dacă se schimbă, Domnul face minuni, eu sunt penticostală, știu și eu cred în minuni, dar tu vezi caracterul lui. Lasă să roage altcineva. Dacă nu vei lăsa oamenii greșiți să plece din viața ta, nu o să întâlnești niciodată oamenii potriviți. Și câte vreme stai cu oameni greșiți în viața ta, faci un singur lucru, îți pierzi vremea. Nu-i poți schimba tu, doar Dumnezeu îi poate schimba. Și ce mi-a zis? Asta e pentru mine. Am avut cu 2 ani în urmă la biserică, la noi, la Geneza, am invitat un frate în vârstă, cu multă experiență. Am avut un fel de podcast în biserică cu el, la tineret. Și i-am zis așa, zic, frate, zic, vreau să întreb ceva. Acum ai 70 și ceva de ani. Zic, dacă te-ai putea întoarce în urmă cu 20 de ani când ai intrat în slujire, care este un lucru pe care l-ai face diferit?
se uita la mine, nu m-am așteptat niciodată la răspunsul ăla. Și cu lacrimi în ochi și mi-a zis un pastor. A zis, frate Dură, știu ce aș face diferit? M-aș ocupa mai mult de oile sănătoase din biserică. Și am zis, stai puțin. A zis, frate Dorel, există oameni în biserică, în atâtea departamente, oameni care slujesc pe Dumnezeu cu toată inima. Și nu mi-am făcut timp de ei. Și ce aveau nevoie oamenii ăștia? O mână pe spate, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dacă îi încurajam un minut, făceau poate de 10 ori mai mult. Dar au zis, mi-am pierdut 50 de ani încercând să fiu Hristos pentru oameni. Și mi-am dat seama că eu nu-s Dumnezeu, nu pot să schimb pe nimeni. Și au zis, nu repetați greșeala mea. Câte vreme nu o să lași, spun încă o dată, oamenii greșiți din viața ta să plece, nu vei întâlni oamenii potriviți. Știi cum poți să-ți pierzi timpul? Jordan Peterson, probabil cunoașteți, 12 reguli de viață, antidot pentru haos, mă rog. Dar omul ăsta a zis o chestie care m-a pus pe gânduri. El a zis, fiecare om se luptă cu frica în viață. Toți dintre noi ne luptăm cu frica. Dar a zis, fiți atenți, zice, e important unde pui frica. A zis așa, dacă lași frica să stea în fața ta, o să te blocheze. Nu o să mergi niciodată un pas înainte, nu o să faci nimic. Pentru că o ții frica în fața ta. Și frica așezată în față e un factor de regres. Dar a zis, dacă așezi frica în spatele tău, dacă o pui în spate, zice, ceva în genul înapoi a mea, știți continuarea, înapoi a mea, dacă pui frica în spate, frica te împinge. Uitați-vă la Pavel, pentru că m-am gândit că se potrivește foarte bine aici. Știți ce? Pavel zice, eu nu vreau să... Pavel zice, eu pun frica în spate. Și de ce? Pentru că nu vreau să-mi pierd timpul. Am o frică să nu-mi pierd timpul. Și pentru Pavel, ideea de a nu pierde timpul, a fost, dacă vezi, o frică pe care o pus în spate și care a fost un factor de progres spiritual. Un factor de a realiza foarte multe lucruri în viață. Nu mai lăsa lucrurile astea în față să te inhibe, să-ți pierzi timpul, să te gândești ce o să se întâmple. Înlătură din fața ta lucrurile acelea care te împiedică să ai un mod eficient de gestionare. David Brainerd a murit de tuberculoză la 29 de ani. Știți ce se plângea omul ăsta pe patul morții? Dumnezeule, vă citez, Dumnezeule, cât de prețios este timpul și cât de dureros este să văd că se scurge în timp ce eu am făcut atât de puține lucruri pentru tine. La 29 de ani murea de tuberculoză. Astăzi este considerat a fi unul dintre cei mai mari misionari tuturor timpurilor. De ce? Pentru că avea percepția asta despre timp. Pentru că avea percepția asta despre timp. Ca să nu-ți pierzi vreme, ca să nu-ți pierzi timpul, mai apoi al treilea lucru pe care vreau să-l subliniez, trebuie să te organizezi foarte bine. Trebuie să-ți organizezi foarte bine lucrurile ca să ai suficient timp. În Fapte 20 cu 13 zice Pavel, zice, ne învoiserem să ne întâlnim, adică își planifică, Pavel își planifică toate călătoriile cu minuțiozitate. Deși predică, spune cuvântul lui Dumnezeu, la un moment dat, în locul acela unde știți că e otih, tot episodul că e otih, spune, noi a doua zi trebuie să plecăm. Și deoarece toată noaptea și-o predicat, zice cuvântul Domnului, că a doua zi Pavel a plecat. De ce? Pentru că omul ăsta își organizează foarte bine lucrurile. Dar ascultă-mă, ca să ajungi la timp, trebuie să pornești din timp. Trebuie să-ți împarți timpul să-ți ajungă la biserică, să nu mai ai dilema existențială. Unii ajung mai târziu la biserică cu jumate de oră. N-am nimic cu sorurile, dar înțelegeți? Nu mai știu cum să sorteze poșeta cu pantofii. Și acolo o dilemă din aia, oare cum să mă îmbrac? Fă-o cu o zi înainte, ca să ajungi din timp la biserică. Împarte-ți timpul ca să ai timp. Chiar dacă nu ai, ascultă-mă ce spun, spui că nu ai timp, trebuie să-ți faci timp. Trebuie să-ți faci timp. Dacă vrei să ai timp suficient, împarte-l bine. Vreau să spun ceva, o greșeală pe care o facem mulți. Nu încerca să câștigi timp încercând să dormi mai puțin decât trupul tău are nevoie. Acum te-ai făcut și doctor, doctor Dorel, cum sună. Să nu veniți la consultații, că nu știu ce diagnostic vă dau. Dar vreau să vă spun și cred că e o lecție importantă. Nu încerca să câștigi timp încercând să dormi mai puțin
decât trupul tău are nevoie. Știi de ce? Vei pierde mult mai mult după aia. Pentru că din cauza oboselii fizice și mentale vei face greșeli pe care nu le-ai fi făcut dacă le-ai odihnit bine. Când nu ești odihnit bine, vei face greșeli. Greșelile te costă scump, pentru că ai nevoie de timp să le repari. E o vorbă, graba ce face? Strică treaba. Deci nu încerca să te iați din somn ca să vă faceți timp pentru alte lucruri. Odihniți-vă bine. Pentru că dacă nu aveți mintea limpede, știți că Dumnezeu spune că a trimis pe ăsta Adam înainte din prima căsătorie din univers. Și ce a făcut Dumnezeu cu Adam? Pe lângă anestezie, cu asta și aia la alte. Au zis că a trimis un somn de care? Adânc. Și ce înseamnă asta? Orice om înainte să se căsătorească, trebuie să fie odihnit bine, înainte să aleagă. Bă, dormi bine. Urmează o întâlnire, nu știu cum fă, încearcă să dormi. Pune muzică, ceva, dar trebuie să fie odihnit. Să o vezi bine și să-l vezi bine. Să poți să-l analizezi. Fă-ți timp să rezolvi problemele mici. Și ce spunea cineva? Fă-ți timp să rezolvi problemele câtă vreme sunt mici. Pentru că dacă nu o faci când sunt mici, poate ți-a un minut acum să dea un telefon. Dacă nu o rezolvi la timp, o să devină mari problemele astea. Gândește-te în felul următor. Azi poți să rezolvi o problemă cu un telefon. Bă, îmi cer scuze. A, nu-i nimic. E proaspătă treaba încă, da? Dar tu nu dai telefon azi, că zici, las că am mâini și n-am timp. Mâine trebuie întâlnire. Să explici. Deci ce puteai rezolva astăzi cu un minut de telefon? Mâine trebuie să stabilești o întâlnire de un ceas. Doi, trebuie să-i faci și cinste la KFC sau mă știu pe unde. Că trebuie să-l împaci. Și pe stomacul gol nu merge împăcarea. Dacă nu faci nici chestia asta amânată, ascultă-mă, e nevoie de biserică, de păstor, să vină doi, să vină cineva să medieze între tine conflictul, că se adâncește. Și totul se putea rezolva cu ce? Alaltăieri sau în urmă cu o săptămână, cu un simplu telefon. Și ce facem? Pierdem vremea. Domnul să ne păzească de asta. Mai este un aspect, un ultim aspect pe care vreau să subliniez. Trebuie să ai niște obiective la care trebuie să lucrezi pentru a le atinge într-un anumit timp. Care e obiectivul lui Pavel aici? Spune cuvântul lui Dumnezeu, Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes fără să se oprească aici ca să nu piardă vremea în Asia, căci se grăbea ca dacă îi va fi cu putință să fie la Ierusalim în ziua cincizecimii. În ziua cincizecimii eu trebuie să fiu la Ierusalim, zice Pavel. Și trebuie să mă organizez bine și trebuie să setez obiectivul ăsta. Obiectivul meu este să ajung la Ierusalim pentru că asta și în funcție de asta îmi voi organiza tot timpul și toată agenda. Știți care e marea noastră problemă? Trăim de pe azi pe mâine. N-avem un obiectiv clar pus în față și pentru că n-ai un obiectiv, nu-ți împarți, nu-ți compartimentezi bine agenda și ajungi să trăiești haotic. Pavel are niște obiective foarte clare pentru că, ascultă-mă, omul ăsta își cunoaște identitatea și chemarea. E foarte important să-ți cunoști identitatea și chemarea ca să știi cum să gestionezi timpul. Roman, capitolul 1, cu versetul 1, zice, Pavel, rob al lui Iisus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Pavel știe chemarea și pentru că știe chemarea, știe ce are de făcut. Și de ce pierdem timpul? Pentru că nu știm la ce ne chema Dumnezeu. Pentru că nu ne cunoaștem identitatea. Și criza asta de identitate, dragii mei, ne face să pierdem atât de multe lucruri. Pavel, uitați-vă, are niște obiective pe termen scurt și pe termen lung. Care sunt obiectivele tale pe termen lung? Se le cunoaște? Care sunt obiectivele tale pe termen lung? Pe termen scurt, Pavel știe, am un obiectiv, trebuie să ajung la Ierusalim, dar pe termen lung, care e termenul? Pe termen lung obiectivul lui Pavel. Știți care este? Filipeni, capitolul 3, cu versetul 7. Să ajung cu orice chip, dacă voi putea la învierea din morți. Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Nu-ți pierde vremea. Nu-ți pierde timpul. În încheiere, începe fiecare zi întrebându-L pe Dumnezeu ce poți să faci în acea zi trecătoare ca să aibă ecou în veșnicie. Ce-ar fi că atunci când îți începi ziua dimineața, nu știu, înainte de Starbucks sau înainte de moca, cafeaua aia pe care ți-o permiți, să te pui pe genunchi și să spui, Doamne, mi-ai dat ziua care îmi stă în față. Am probabil 16 ore în care sunt activ.
Doamne, ce aș putea face în astea 16 ore? Învață-mă, arată-mi cumva ca ceea ce fac astăzi să aibă impact în veșnicie. Și se spunea Tozer, când ucizi timpul, nu uita că nu mai poți să-l învii. Noi credem în minuni, dar ascultați-mă, minunea asta nu se întâmplă. Când vei ucide timpul, nu vei mai putea să-l învii niciodată. Și mai este o ultimă concluzie pe care vreau să o împărtășesc. În loc să ne pierdem timpul, trebuie să-l facem pe cel rău, pe diavolul, să vadă că își pierde timpul cu noi. Am auzit chestia asta când am citit-o la Randy Skid, pe mine m-a mișcat foarte tare. Niciodată nu m-am gândit la momentul ispitirii lui Iisus Hristos interpretat în felul ăsta. Auziți ce spune omul ăsta? Zice, diavolul a venit la Iisus și l-a ispitit odată și Iisus i-a dat replica. L-a ispitit a doua oră și i-a dat replica. L-a ispitit a treia oră și i-a dat replica. O zis, scrie acolo și diavolul a plecat de la el. Până la o vreme, e adevărat. Dar zicea Randy Skid, spunea, știi de ce a plecat diavolul de la Iisus? Pentru că a înțeles că își pierde timpul. Știți de ce nu pleacă diavolul de la noi? Pentru că vede că ne poate face să ne pierdem timpul. Ne vrea să străiești viața, să-ți gestionezi timpul de acum încolo. Încă să-l faci pe diavolul, bă, cu asta îmi pierd timpul, mă. Cu asta îmi pierd timpul. N-am cu cine. Asta îmi dă replici. Asta nu răspunde. Asta nu cade în momeala mea. În loc să ne pierdem timpul, ar trebui, dragii mei, prin modul în care ne trăim viața, să facem pe cel rău să înțeleagă că își pierde timpul cu noi. Doamne, ajută-ne! Pentru că e vorba despre a nu-ți pierde timpul, nu vreau să predic lung în seara asta, de-aia mi-a și propus. Dar vreau să ne rugăm în seara asta. Vreau să vă spun atât, dar înainte să ne rugăm. La 39 de ani pe care am, mi-aș dori, dacă s-ar putea, Dorel de la 39 de ani, să se teleporteze cumva în timp în urmă, până în 2004. Nu pun un alt reper decât 2004. Mi-aș dori ca Dorel ăsta de la 39 de ani să stea în camera 25 de la Institutul Teologic Medicostal din București, când eram numai singur și curățeam cartofi, că nu mai aveam să mâncăm. Și mi-aș fi dorit să stea față în față cu mine Dorel de la 39 de ani, de acum care stă în fața voastră, cu Dorel ăla de la 24 de ani, în camera 25 la etajul 2 la Institut. Și să-i spun așa, Dorel, nu-ți pierde vremea. Dorel, învață mai mult engleză. Nu considera că e o materie nesemnificativă. Da, dar învață, pune mâna pe engleză și învață. Pentru că în anul 2008, când am terminat institutul, au venit cineva la mine și au zis, Dorel, dacă vrei, poți să-ți facilitezi o bursă de studii la Wheaton College în Illinois. Wow! Sorry, I don't speak English. Ok. Poate în altă viață. Dorel ăsta de la 39 de ani ar fi spus acelui Dorel de la 24 de ani, acolo în camera 25. Îs chestii fain, da, e fain să vizitezi Bucureștiul, e fain să te duci, dar nu-ți pierde timpul prea mult. I-aș fi spus acelui Dorel, ai grijă, uită-te la anumiți oameni, tu nu vezi că îți pierzi timpul, tu încerci să le schimbi lor în credințările, tu nu vezi că e o muncă degeaba. Am încercat 2 ani cu un coleg până l-am schimbat din cameră, când am reușit. 2 ani mi-a trebuit să înțeleg că nu pot schimba cu credințările lui cu tot. Mi-a seama, mi-a pierdut 2 ani din viață. Cel puțin o oră pe zi. E păcat, bă, dar nu-i păcat, hai să vezi. N-am avut pacință cu mine. În simt, după 2 ani, afară din cameră. Slavă Domnului, am avut pace și liniște. Și a venit un alt coleg potrivit, care era, Doamne, de unde ai fost până acum? Cu care puteam să citesc, să învăț mai mult. De aș putea să stau de vorbă cu acel Dorel de la 24 de ani, cât i-aș spune. I-aș vrea să spune, Domnul, vă pot spune toate.
Și ce ne dă Dumnezeu în seara asta? Ne dă harul să stăm cu noi înșine. Să ne uităm la Apostolul Pavel care a zis, e fain să mă duc la Efes, e chiar la biserică, e un lucru fain, dar îmi pierd timpul, pentru că trebuie să ajung la Ierusalim la o altă biserică. Nu stau mai mult decât Dumnezeu cere într-un loc. Hai să ne căm în picioare. V-am spus că nu va fi cu strigături, cu emoții în seara asta. Dar știți ce-mi doresc? Să vă dea de gândit. Să vă dea de gândit. Nicolae Iorga a zis, risipim ani în timpul vieții și cerșim clipe în fața morții. N-aș vrea să fim și noi din aia. Biblia spune, răscumpărați vremea. Hai să ne rugăm Domnului seara asta să spui, Doamne, nu mai vreau să-mi pierd timpul. Nu mai vreau să-mi pierd timpul în discuții inutile. Nu mai vreau, Doamne, să-mi pierd timpul postând, încercând ca cineva să îmi dea mai multe like-uri, ca cineva să... Doamne, nu mai vreau să-mi pierd timpul să mă îmbrac crezând că astfel voi fi mai cool și... Doamne, știi, nu voi încerca... Doamne, nu mai vreau să-mi pierd timpul să mă prefac a fi altcineva, numai să fiu integrat în cercul ăla elitist în care ia să duc și vreau să mă cheme și pe mine. E o pierdere de timp. Cine nu te iubește așa cum ești, nu o să te iubească nici în varianta pe care tu vrei să proiectezi. Fii tu însuți, așa cum Dumnezeu stă de vorbă cu tine. El te iubește așa cum ești. Da, vrea să te schimbi în anumite lucruri, pentru că vrea să fii ca și El. Haideți să ne rugăm Domnului. Simțiți cumva în viața voastră că ați pierdut timp în anumite domenii? N-ați vrea să luăm o decizie în seara asta? Pentru că n-aș vrea să plecăm cu un seminar de ce despre timp, dedicatul timp, despre pierdutul timpului, să nu luăm nicio decizie. Ne vrea să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, nu mai vreau să pierd timpul acolo, acolo, acolo. Și când nu o să mai pierzi timp, o să câștigi timp pentru lucruri care contează. Hai să ne rugăm.